Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Distracție maximă pe primul link din descriere. Aici fac live în fiecare seară de la 22:30. Dacă vrei și tu să nu pierzi distracția, intră pe primul link din descriere, instalează-ți aplicația Trovo care este 100% gratuită și ne vedem aici pe live în fiecare seară cu toată familia de vulpițe și vulpișori și ne distrăm. Facem opening-uri, ne jucăm de toate. Nu uitați să vă și abonați canalului meu de YouTube, adică să apăsați butonul de subscribe ca să primiți toate notificările de la mine. Postez în fiecare zi episoade, deci nu ratați pentru că sunt cele mai tari. Avem opening pe contul vulpișorului Matei și sper să fie cu succes, cu noroc din ăla mare. Să ne pice, nu știu, 5 brawleri astăzi poate? E posibil pentru că are 1467 de trofee. Înseamnă că are puțin brawleri și s-ar putea să ne pice minim 5 brawleri. De asemenea, foxy.insta este Instagramul meu. Vă mulțumesc pentru toată susținerea. Apăsați și butonul de like și să începem nebunia de pe lume, nebunia lui Foxy. Așa, stai să vedem, să punem aici pe joc. Așa. Apăsați butonul de like dacă nu vă fur găina, gluesc. Nu vă fur găina. Nu vă fur găinile, stați liniștiți că nu sunt eu. Or fi alte vulpițe, nu eu, nu eu. Așa, hai să colectăm aici de pe contul lui, să facem puncte. Așa. Și să vedem mai exact câte taiere avem aici pregătite pentru opening. Surpriză, surpriză, surpriză și câte ziceți voi că avem? Hai să vedem. Scrieți un număr. Hai să vedem cine își dă seama câte taiere. Da, cred că v-ați putut da seama de la început că practic scrie înainte să intrăm. Deci, hai să vedem. Hai să vedem. Sunt curioasă dacă ați fost acolo 100% atenți înainte să intru și ați văzut. Hai să dăm. Cine dă mai mult? 51, 50, 51, 51, 50. Bă, voi cred că ați văzut, așa-i? Hai să vedem dacă aveți dreptate. 50! Deci cine a zis 50 a avut dreptate pentru că nu sunt 51 de taiere. Deci, forță, cei cu 50. Așa, și bineînțeles că ne apucăm de opening, dar vreau să mai văd un lucru. Câți brawleri avem? Mamă, nu-mi vine să crezi! 7 din 38! Wow! Deci cu siguranță să ne pice. Ia uitați, băi, pe bune! Ia uitați câți brawleri! Pe toți îi luăm astăzi, nu? Cel puțin minim 5. Eu misez pe minim 5. Îți curioasă care o să fie, că legendare văd că nu avem. Și, bine, e posibil să pice mai degrab epice, mitice, dar, sincer, stai că mai avem și super rare, deci e posibil să pice super rare. Ok, ne apucăm, Matei, de opening pe contul tău, să fie cu succes, ține-ne pumnii când vezi de acest episod, dacă ești pe live, ține-ne pumnii de aici, de pe live și hai să vedem, tot norocul pe contul lui Matei. Păi, din primul box! Nu cred! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, vă rog frumos un like aici pentru primul box, că ne pică direct din primul. Acum, întrebarea este, e clar că nu are brawler maxați, e clar că nu are cum să ne pice gadget sau star power, deci ce brawler poate să pice? Cine ghicește? Eu cred că ne dă super rar, pentru că e cel mai mic ca și raritate. Dar, deci e posibil să ne-l ia pe Daryl. Voi ce credeți? Hai să vedem. Eu zic că pică Shelly. Nu avea Shelly? Dar Shelly nu poate pica, nu? Shelly o deblochezi, parcă. Houdini. Da, Shelly ți-o dă prima, mi se pare, sau... Shelly ți-o dă, nu o poți pica. Din ce știu eu. Nu, ți-o dă prima, cred că e chiar prima. Ți-o dă la început, deci nu are cum să pice Shelly. Ce vorbiți? Mă testați acum, nu? Mă testați. Și că mă arunc pe geam dacă nu e Shelly. Băi, dar cum să fie Shelly? Nu are cum să fie Shelly. Nu are cum. Băi, crezi că nu mă prind? Și e poco, bă, deci n-am avut dreptate, dar e rar.
N-am observat că puteau să pice și rar. Am văzut că e super rar, deci ia ca pica rar. Ok, avem un brawler, eu am zis că 5, da? Deci, primul din primul box, eu zic că am început destul de bine. Adică, ce destul? Am început în forță, bă, ne-a picat din primul. Sunt curioasă care o să fie următorul. B-box, B-box, poate că? Nu, dar avem o grămadă, deci sigur ne pică, zic eu, 5 brawler categoric. Hai să vedem. Primul a fost Poco. Care o să fie următorul? Asta e marea întrebare. Aștept să strălucească. Și sunt curioasă. Strălucește! Acum. Care este următorul braule? Eu nu i-am ținut minte pe cei care i-are deja. Deci nu mai pot să dau cu presupusul, doar dacă e Daryl. Nu apela la ținut minte și legendare că am văzut că nu are legendare. Dar hai să vedem ce credeți voi. Care credeți că este al doilea brawler care pică? Hai să vedem. El Primo și Penny, văd majoritatea că zic. Deci sunt pe live în momentul în care filmez acest episod. Deci dacă vrei să fii și tu în direct cu mine când filmezi toate aceste episoade pentru YouTube, trebuie să intri doar pe primul link din descriere, să-mi dai follow, să-ți instalezi aplicația Trovo în caz că nu o ai instalată deja și o să primești notificare de fiecare dată când sunt live. Bun, cam lămurit și treaba asta, hai să vedem. Deci cine a zis Penny? E ca și cum a câștigat la loto pentru că a ghicit, nu? Deci ar trebui să jucați la loto, zic eu, glumesc. Dar cred că ați fi norocoși că le aveți cu nimeritul. Așa, deci avem 2 brawler. Eu zic că am zis că 5, da? Ne mai trebuie 3. Abia aștept să strălucească următorul, deci mamă. Abia aștept, hai să vedem. Haide. Știu că poți să ne mai dai. Așteptăm asta de la tine. Nu. Din Megabox poate să fie cu 6? Și apăsăm și este cu 5. Da, n-a fost să fie din acesta. Următorul, nici din ăsta. Hai că mai avem. Deci, strălucește! Acum, deci ăsta e al treilea, nu? Deci mi-a picat Penny și Poco. Hai să vedem. Care credeți că este al treilea brawler? Hai să vedem. Sugestii. Colt. El primo zice cineva. El primo. Cu tupeu și talent. El primo. Piper. Basti, mulțumesc pentru stay safe și hai să vedem. El primo! Băi! V-am zis că ar trebui să jucați la loto. Voi chiar le aveți cu ghicitul, nu știu cum. Chiar ce ziceți voi pică? Auziți? Ia mai ziceți și voi să mai pice câte o legendară, pentru că eu văd că voi aveți dreptate. Deci, cred că dacă toată lumea scrie că vrea legendară și că o să pice legendară, cred că aveți voi puterea asta de sugestie și chiar o să-mi pice legendară. Ia să vă apucați să scrieți și legendară. Că e numai vina voastră că nu-mi pic eu legendar, că scrieți mai adesea cu El Primo, cu din astea, știi? Scrieți acolo, dați cu legendare, că nu dați de la voi. Să pice aici, legendară. Nu, păi, eu, gata, băi, am descoperit. Deci asta era problema. De asta nu pic eu legendară de un an pe contul meu. Pentru că nu scrieți, mă, să-mi pice și mie o legendară. Îmi scrieți tot din ăștia, așa mai micuți. Scrieți-mi și mie să-mi pice acolo legendară, nu? Hai să vedem, toată lumea cu legendară. Așa, legendară. Perfect. Hai, următorul când va străluci, sper să fie cu legendară, da? Dacă toată lumea zice legendară, înseamnă că așa va fi. Sper să aveți voi puterea asta, nu? Puterea aia de vulpițe și vulpișori. Să dați cu legendară pe aici peste tot. Mamă, abia aștept să strălucească următorul. Sper să mai strălucească, asta e ideea. 200 token doubler, ok. Hai cu strălucitul ăla, care îmi place mie foarte mult. Nu. Megabox poate să fie cu 6? Ah,
aibă tot cu 5. Dar avem, ia uite, bă, bonus de 400 token doubler, de când n-am mai avut eu bonus din asta. Așa, mai vii de acasă. Ok. Aici nu? 100 de bănuți. Haide, haide că ajung pe la sfârșit, mai dă-ne, mai dă-ne că ne place. Zicea asta Shelly, o are pe Shelly și l-are și pe Colt, deci n-are cum. Punem pe el primo. Așa. Le mai împărțim așa frățește. Ok, nu. Încă 10 gemuri. Păi, măcar am strâns aici la gemuri. Acum ce va fi? Nu e, bă! Haide, bă! Mai vrem, mai vrem, mai vrem. Mai dă-ne, mai dă-ne. Strălucește? Nu strălucește, bă. Hai cu 6, hai cu 6, le știu că poți. E cu 5, bă. Deci din Megabox nu vrea efectiv să ne dea. Aștept, nu. Pe cine să mai punem ăstea? Hai să vedem pe cine n-am pus. Pe Penny. Hai, le pune pe Penny, nu? Mai dăm și ei. Așa. Nu. Încă 10 gemuri. Ei. Super, ai 60. Nu, ce tare. Nici ăsta nu-i cu 6. Bă. Deci am deschis atâtea mega boxuri și nici măcar unul. Cam trist. De ce nu ne dai? De ce? Aștept, nu. Ok, dar mai avem puțin. Ne mai dai și nouă, te rog frumos? Să strălucească? Nu, de ce? De ce n-ai mai vrut să ne dai? Bă, te-ai zgârcit. Nu mai îmi place de tine. De ce te-ai zgârcit? De ce nu ne mai dai? Dar haideți că mai avem aici chestii. Pe Poco oare am pus astăzi? N-am pus. Sau ba da. Hai că pune și pe Poco. 50 de bănuți, un beatbox, ok. Mamă, că am crezut că o să strălucească, dar nu. Dar avem al patrulea brawler pentru că îl deblocăm pe Brock. Bine ai venit, Brock! Și ne mai trebuie încă unul ca să fie 5. Oare mai avem vreo șansă de undeva să luăm? Poate din acesta? Încercăm? Te rog, dă-ne al cincelea brawler. Vreau 5, vreau 5 astăzi. Nu, a fost 4. No, bine. No, bine, de te mai rog eu ceva. Așa, punem pe Brock. Și 100 de bănuți. Și cam asta a fost tot. De curiozitate, hai să ne uităm să vedem ce skin-uri își poate cumpăra de... Mamă, ia uitați cum arată shop. Bă, dar ce colorat îi. E colorat din cauza că e oferta asta ieftină, în ghilimele, pe gay. 24,99. Dacă luăm printr-o analiză matematică, 24,99 împreună cu 80 de gemuri și 700 de bănuți, luând în calcul ofertele în care îți poți cumpăra bănuți la aceeași ofertă de 24,99 și dacă socotim cu oferta actuală de pe shop în care îți dă și bănuți și Megabox, am putea zice că dacă chiar ai dori să cheltui 24,99 de bănuți, constatăm faptul că se merită oferta. V-am înnebunit, puteam să zic chestia asta din prima, da? Am zis să vă duc așa pe ocolite. Apropo că începe școala, cred că așa fac și profesori. Bă, în loc să zică de la început că aia plus aia fac atât, băi, te duc prin Danemarca, te duc prin Craiova, te bagă prin București, după aia te duc pe Ol, după aia te duc pe nu știu unde, ca să zică că de fapt era, nu știu, în Sibiu treaba. Deci... O nebunie, cam așa am făcut și eu, v-am pregătit practic pentru școală, pentru că așa o să vă explice profesorii, în loc să zică de la început ce vor să zică, nu mă, te plimbă peste tot, te aburesc și când încolo era o chestie foarte simplă. Mai au și oferta asta la 19,99, interesantă ce poți zice, ok, ar putea să-și iau un pimpec din ăsta, dar
nu știu, nu se prea merită, că... Adică sunt doar niște emoticoane din alea, pinuri care le poți folosi în joc. Nu merită să cumperi Mega Box, skin-uri, hai să vedem. Dacă îți plac skin-urile acestea, ai putea să ți le cumperi, practic poți să-ți cumperi două. Sau poți să mai aștepți să strângi, nu știu, să faci multe. Poate la un moment dat poți să-ți iei unul de 80 sau din ăsta de 150 dacă ai răbdare să le tot strângi. Până poi mâine, dacă te ține răbdarea sau mai mult. Depinde de tine și totul depinde de tine. Așa, no, acum întrebarea cu cine ne jucăm, asta da întrebare. Și acum o să dau un match de solo cu El Primo pentru că vreau o victorie din asta imediată. Mamă, mamă, ce hartă, urâtă. Asta așa rotundă mi se pare urțică, toate cutiuțele acolo. Pentru că trebuie apus să te bagi acolo înăuntru. Dacă nu, cam iei bătaie, da? Na, ne descurcăm acum, n-am apucat, dar o să mă descurc. Mersi, mersi, fain. Ești un dulce. Așa, mersi, mersi foarte mult. Deci, de fapt, ești o dulce. Asta e cu suc, bă, stai că am zis că e cu suc. Stai să mă duc să mai iau sucul ăsta. Ii, te-am spart! Mamă, ce El Primo mare și gras și tare, super tare. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să rupeți butonul de like, de subscribe ca să primiți tot timpul notificări de la mine atunci când sunt live, când postez episoade. Sunt live pe primul link din descriere. Instagramul meu e foxy.insta. Vă pup și să aveți o zi minunată ca și voi. Pa, pa!